găsit la Turnul Sfatului TV, invitatul meu și al lui Alin Bratu, redactorul șef al publicației Turnul Sfatului, este Ioan Bebeșelea, bucătarul șef de la Sindicat Gourmet. Mulțumesc pentru întâlnire. Discuția nu e întâmplătoare, pleacă de fapt de la un ghid care a pătruns în România, un ghid internațional și care situează restaurantul Sibian pe o primă poziție aici la noi. Întâi să explicăm asta. Cine sunt oamenii ăștia și cum a ajuns Sindicat Gourmet acolo? Înțeleg că a fost o evaluare de luni de zile în toată țara, nu doar aici. Da, ei au intrat undeva prin toamna anului trecut, nu știu, septembrie, octombrie în România. Au, ca toate ghidurile mari, au evaluatorii anonimi. Deci habar n-ai voi n-ați știut. Nu, nici când au venit, nici după ce au plecat. Și ei, în principiu, vin de cel puțin două ori la un restaurant și în compoziții diferite. Poate odată vine o singură persoană, a doua oară vin trei persoane. Încearcă tot soiul de variante să vadă. Da. Da, evaluează, din experiența și din informațiile voastre, evaluează strict mâncarea sau e o chestiune mai largă? Întreb asta într-un motiv destul de simplu. Până și Turnul Sfatului, la nivel de amator, să zicem, gustă mâncare în o groază de localuri. Dar se adaugă la asta și alte componente, gen servirea, personalul, amabilitatea, localul în sine. Ce evaluează ei? Deci, ce au evaluat ei? Ei, la ceea ce declară, declarativ, 70% e mâncarea. Ok. 30% servirea. Uh-huh. Servirea, ambianța... Tot ce e da, pe restul lucrurilor. Bun. Ce înseamnă asta? Toată lumea e familiarizată oarecum cu ghidul Michelin. Poate din motive de renume, nu știu dacă există diferențe foarte mari. Dar ce înseamnă asta pentru un restaurant? Ca și reputație, Goemio e următorul după Michelin. Uh-huh. E, în principiu, foarte, foarte renumit și utilizat în Franța. E o chestie foarte importantă de marketing, dar are și două tăișuri partea asta. Adică? Te obligă la ceva. Da, exact, te obligă la ceva. Pune o presiune și plus că lumea automat se așteaptă când, nu neap, dar mare parte din oameni se așteaptă când găsesc un restaurant într-un ghid de gen acesta să fie ceva wow. Da, corect. Sunt țări, nu știu, prin Asia și nu numai și în Franța, unde sunt restaurante care sunt aproape dughiene care sunt, dar care au o mâncare extraordinar de bună și sunt acolo. Și e greu să explici unui om care nu da, adică are sunt, conștiințe foarte... Da, și pot, apărea de aia e un trend în ultimul timp, cel puțin la Michelin, care renunță, nu mai vor. Fac cereri să nu mai voi fie... Voi veți folosi acest titlu sau, mă rog, această clasare în vreun fel în marketing? Nu știu, veți promova altfel? Până acum nu ne-am promovat deloc, în afară de social media organică. N-am băgat bani în ads-uri și în chestii de genul ăsta. Și a mers. A crescut restaurantul de unul singur, adică pe bază de... Pe barba noastră, pe cuțitul și tigăile noastre. O mențiune acolo era că Sindicat Gourmet folosește și promovează produse locale, ingrediente locale. Da. Hai să explicăm asta. Depind de anotimp, depind, nu știu, cred că depinde mai multe lucruri. Și exista o legendă conform căreia, domne, nu există în local producători care să poată asigura continuitate, să poată să-ți asigure cantitate și așa mai departe. Păi depinde ce local ești. La noi, la 30 de locuri, e ok. Dacă ești un local care are sute de locuri și unde face nunți, nunți și chestii de genul ăsta, e mai complicat. Bun, ce e noi? Greu să găsești produse bune la nivel local? Mă refer în primul rând la legume, acolo cred că e simplu, dar chiar și carne sau altele mai... Asta era întrebarea. Ce înseamnă produse locale, de fapt? Bă, în caz concret, la voi zilele astea. Păi noi mielul întotdeauna luăm local, oaia, mi s-a părut... Deci, și iarăși, noi avem un principiu destul de clar. Nu, dacă vrem, de exemplu, nu știu, carne de vită să avem, n-avem deocamdată. Dacă vrem să avem așa ceva, prima dată trebuie să găsim o sursă locală care să ne asigure cât de cât. Vă uitați la preț sau calitate? Ambele. Prețul nu e principalul, dar nici să nu fie absurd. Adică să fie un preț decent, care să ne permită și nouă să putem
să punem mai departe, pentru că adaosul care vine în restaurant, cum s-a exprimat un amic foarte fain, nu-i adaos, e marjă. Pentru că nu-i ca la magazin unde iei, pui și nu-i mai faci nimic, doar dai și mult din preț e munca care o depunem noi. Să revenim la partea de produse. Deci prețurile să nu fie exorbitante, să poți să faci ceva din el, să pui omului în farfurie la un preț decent care să se vândă, să-ți renteze. Și ăsta e principalul criteriu, să luăm, prima dată să găsim o sursă cât de cât. După care să avem și idei ce facem cu ele, ne orientăm mult să ne inspirăm din ce se făcea pe vremuri, dar pe vremuri nu însemnă de anii 70-80 când s-au cam poluat. Bun, e doar o sursă de inspirație sau vine... De unde luați rețetele, nu știu, în anii 40-30? Păi sunt câteva cărți, una, unele scoase local, mai sunt monografii pe unde te mai uiți și mai vezi. Și se reinventează produsul ăla. Știi de ce întreb asta? Fiindcă poate e tot așa cu dublu sens. Adică sunt oameni care vin și spun, dom'le, eu aș vrea altceva decât costiță cu habar n-am ce. Poate o, să-și aducă bucătarul, un aport. Alții s-ar putea să vină să spună, dom'le, bă, acolo, eu vreau să prea stylish. Așa, când eram mic. E prea stylish, mă duc acolo la fițe să-mi dea ea trei buline pe farfurie, habar n-am. Problema este așa, da, evident, se reinventează în sensul în care anumite rețete, chiar de curând am pus mâna pe reditarea primei cărți de bucate românești și sunt lucruri care cam complicat să le mai faci ca atunci, nu știu. Gătești în său de perinichiu de vită, pe lângă faptul că nu mai găsești nicăieri chestii genul ăsta. Că pentru o idee vroiam de 4 ani caut său de perinichiu de vită și nu mi-o dat nimeni. Și sunt foarte greoaie, mult unt, multă făină, îs, rupi pentru, trebuie să te duci la coasă o zi înainte și o zi după ca să mănânci. Ca în vremurile alea. Da, na, de asta zic că așa, și atunci încerc să le aduci în actualitate. Reduci cantitățile de unt, făină, chestii de genul ăsta, iarăși multe lume are impresii, păreri greșite despre cum se mânca pe vremuri, vede porțile alea. Am citit un studiu că din anii 40-50 era făcut pe Occident, nu cred că România face excepție, până în ziua noastră porția s-a cam, și-a mărit dimensiunea de vreo 4 ori. Serios? Porțile de mâncare, da. Interesant. Cum ți se pare că se mănâncă în Sibiu, în general? La local, zici? Da, da, da. În restaurante. Dar să zicem că ce aflu de la ghizi, de la așa persoane, nu, este un oraș destul de complicat de a găsi mâncare decentă. Întrebarea este dacă vrem să o găsim și suntem dispuși să o plătim, fiindcă exista și percepția asta că mulți dintre sibieni sunt milionari în vorbe, adică până trebuie să pună banul pe masă și să plătească ceva. Ai făcut un calcul să vedeți dintre cei care mănâncă la sindicat cât sunt turiști, mă rog, că străini, că români, nu mai contează, cât sunt turiști, cât sunt localnici? Pot să spun estimativ. Cred că avem undeva către 60% turiști. Turiști. Da. Și asta e bine sau e rău? Nu știu. Ca și o evaluare internă. Eu mi-aș fi dorit să fie mai mulți localnici. De ce? Pentru că... Sunt șanse aici... să-ți asigure o... Da, aici îți faci business-ul, cu ei trebuie să lucrezi. Adică dacă se întâmplă ceva, nu știu, se întâmplă ceva cu aeroportul din Sibiu, e ceață 3 săptămâni și nu mai vine niciun turist și, nu știu, se rupe un pod, nu știu pe unde și nu-ți mai vin cu autocarele. A contat în istoria noastră recentă de consumatori, de clienți de local, a contat ceea ce se întâmplă pe la televiziuni, adică valul ăsta de emisiuni culinare, peste tot numai șef, peste tot numai iubitor de gătit, contează? Adică s-au schimbat gusturile, am devenit mai pretențioși? Cu bune și rele, da. Relele fiind? Nu știu dacă... S-a comercializat foarte mult? S-au comercializat mulți care, nu știu, au făcut un grătar, deja au devenit șefi și nu știu chestiile de bază, nu știu să-ți facă o omletă sau să-ți țină cuțitul în mână. Am avut persoane care ziceau că au lucrat 4-5 ani ajutor de bucătar și au trebuit să învățăm să taie ceapa, să folosească cuțitul.
Ce voi aveți problemă cu angajații, adică să asta căutați forță? Ce înseamnă fluctuația de personal? Toată lumea vorbește că și Sibiu, ca și alte orașe din partea asta a țării, în mod special, suferă de criză din cauza crizei de oameni. Ospătari, ajutor de bucătari. Suntem destul de stabili, dar suntem într-un echilibru fragil. De exemplu, de curând ne-a plecat un ajutor de bucătar, din motive obiective, se mută și căutăm. De două luni am primit două telefoane. Ce îi stabilizează? Și cum plătați? Am dat peste tot online. Uh-huh. Și două telefoane online, pe ziare. În... Uh-huh. Există așa o canibalizare între restaurante? Se caută personalul de la celălalt restaurant, îl ofertează cu bani mai mulți? Nu pot să spun chestia asta. Deci chiar eu sunt oarecum destul de rupt de ce se întâmplă în centru, în foarte multe branșe. Am câteva restaurante care m-am apropiat de proprietari și de bucătarii de acolo. Dar nu știi ce se întâmplă. Nu pot să spun în alte chestii. N-am simțit-o să vină să încerce să ia personal de la noi. Și nici noi nu ne-am dus să încercăm să vânăm personalul altora. Dar ce îi stabilizează? Pe tine, pe colegii tăi, ce vă stabilizează acolo? Pe banul? Nu pe tine. Nu e vorba doar deși de bani. Deși, în definitiv, și asta poate fi o discuție, că poate fi o determinantă la un moment dat, să vină cineva să spună, domne, închide mătăluță frumos, că îți dau eu de 3 ori cât câștigi acum și vii la mine. Trebuie să-mi fac o ofertă cel puțin la fel de bună. Păi asta spun. Păi da, am 50% din local. Deci banul contează pentru colegii tăi? Până la un anumit nivel banii contează, dar suntem toți tineri. Uh-huh. Sau firma? Firma acum începe, pentru că dacă acum un an jumate te duceai și spuneai prin Sibiu de sindicat gourmet, puțin știau. Și acum cred că puțin, eu să zic că cine sunt și ăia, sau unii să zic că ăia sunt ciudați, ăia care... care îți dau buruieni, îți dau urzici și nu mai știu ce bleuri dau și chestii de genul ăsta. Ce pot să facă? Ce învață? În special în bucătărie. Pentru o ospătarie că nu o să le fie niciodată rușine cu mâncarea care o scot din bucătărie. Că nu le e frică că o să scoată ceva să zică clientul, bă, ce-i cu porcăria asta. Cu riscul ca și unii și ceilalți, la un moment dat, să spună mulțumesc că am învățat foarte mult, la revedere. E un risc care ți-l asumi, nu cred că, adică cu timpul ajungi cu Dani, care este celălalt bucătar. E de la început, cu o mică pauză, în care ne-am ciondănit noi puțin. Asta este. De motive de bucătărie? Nu, mă rog, nu doar. Așa, mai se adună multe presiuni, stres, oboseală și mai explodezi câteodată. E libertatea de a face anumite lucruri. Faptul că ai niște ingrediente calitative pe mână, faptul că nu sunt presiuni inutile și stresuri doar de dragul de a face stres angajaților și de a veni și a te da șef. Și nu, adică ajungi la un moment dat să și vezi oamenii ce caracter au după ce ieși cu ei de 2-3 ani și îți dai seama de e posibil și să oricare dintre ei să plece, că nimic nu e sigur, nimic nu e, dar nu o să se întâmple să zică, bă, de mâine nu-ți mai vin. Ah, ok. Și nu o să se întâmple să se ducă undeva la... Peste drum? Nu prea are, dar la... da, zic undeva mai jos. Știu, a primit oferte, a fost întrebat dacă vrea mult mai bună, deci peste ce pot eu să ofer și nu a vrut pentru că nu... Nivelul nu era același. Da, nivelul de calitatea, calitatea muncii și de chestii de genul ăsta. Nu te-au înspăimântat chiriile din oraș când ai început business-ul ăsta? E unul dintre motivele pentru care am ales o locație adiacentă centrului. De la început știam că nu o să pot face față unei chirii de 1000 de euro. Și cum reușesc ceilalți să facă față la chirii? Facă rabat la calitate, în principiu, sau fiecare cu business-ul lui? Da, fiecare cu business-ul lui, nu știu. Nu. Avem în Sibiu, nu știu dacă ar fi să, poate Alin să știe chestia asta, fiindcă ei fac evaluări oarecum periodice. Avem restaurante de ordinul A, nu știu, 100? E greu de numărat, fiindcă se închid, da. Se deschid. La TripAdvisor zice 150. Bun. Dacă avem 100, toată regiunea, inclusiv ce mai e prin bun, hai să zicem 100 dacă sunteți de acord. Da. Avem 100. Din 100 avem în ghidul ăsta... Cât? 8. 8. Nu e puțin? 10%? E mult. Sub 10%? E mult. E mult, zici tu? Da. Da. E mult față de ce oferă Sibiu? Da. E mult.
Știu că o să supăr pe mulți, dar e mult. Asta fiindcă e orașul mic sau fiindcă e clientela atipică? Nu, nu e vorba de... Chestia cu clientela este o poveste. Da. Trebuie și tu să-ți asumi puțin. Dacă voi la Turnul Sfatului TV ați aduce, nu știu, numai lăutari și cazuri disperate și... Probabil am avea audiență. Ați avea, dar lumea s-ar uita la chestia asta sau la televizor. Dacă numai aia dai, ce să facă și omul? Dacă prinzi televizorul și vezi numai scandaluri, lumea zice că aia se vinde. Nu, aia vede omul, aia nu are altceva să vadă, nu are alternativă și în timp ajunge să creadă că aia vrea el. Trebuie să existe, să apară mai multe restaurante și proprietari cu viziune, care să lase bucătarii să-și facă treaba, nu să meniurile să fie gândite cât de cât coerent, nu meniuri în care te duci și vezi, păi, dar de ce e rețeta asta aici? Păi, e o rețetă care o făcea mama bine și eu, ca și proprietar, vreau să o am în restaurant. Dar bucătarul tău poate să facă ca mama. Dar păi nu, că oricum n-are aia și aia, dar o face, le încropește cumva acolo. Și de ce ai creveții ăștia în supă? Păi că i-am și la niște paste, dar de ce ai creveți în Sibiu, congelați? Păi nu, congelați. Păi că lumea vrea creveți. Nu, a fost la un moment dat așa o țăr de fructe de mare, un hip și toată lumea vrea, dar... Ai mâncat foarte nasol în Sibiu undeva? Ți s-a întâmplat? O experiență nasolă, nu, poate nu neapărat strict mâncare, și servire și tot. Nu îți cer locul, da, dar ți s-a întâmplat? Nu pot să zic că am mâncat neapărat foarte să ți se facă nasol. Rău. Da, nu. Da, și mănânc în relativ puține locuri. Încerc să mă duc în... E important echilibrul ăsta, fiindcă povesteai înainte de să fie bucătarul lăsat și așa mai departe. E important ca bucătarul să fie parte din business, adică să fie implicat mai mult decât la nivel de angajat. Adică să nu intre doar ca profit, exact, să și înțeleagă ce e în bucătărie. Da, și să nu intre în conflicte administrative, nu știu, e... Nu. Miezul afacerii e mâncarea. Cine ți face bucătarul? E ca și când ai spune că într-un ziar, ziaristul sau redactorul șef nu... Ar trebui să fie doar un scriitor de vorbe, atâta, să nu fie implicat cu nimic, să nu-și asume, să nu... E important, pentru că atunci el îl și responsabilizezi, pentru că aia face el. El trebuie să și creeze rețetele, să gândească, îți pui oricare amprentă, se modifică anumite lucruri, nu există totul foarte, foarte standardizat, iei rețetarul din, nu știu, 60 și nu știu cât o scrie. Și îl urmezi pas cu pas? Da. Voi schimbați meniul și în funcție de sezon? Da, cam și... de 3 ori pe an, aproximativ. Ok, asta înseamnă că ceea ce s-a întâmplat anul trecut pe vremea asta se repetă anul ăsta sau și ceea ce s-a întâmplat nu se schimbă? Nu neapărat. Și se schimbă de ce și cu ce? Și noi evoluăm. Și din ce? Și noi evoluăm, schimb ideile, încerci să de fiecare dată să faci altceva mai bine. Adică ții cont de faptul că, nu știu... Ai din local semnale să spui, bă, am văzut că le place mai degrabă așa, hai să încercăm mai. Nu. Dacă am scos cartofii prăjiți cu... Da. Nu, am scos bestseller-uri din meniu, pentru că ne-am plictisit să le mai facem. Și pentru că am vrut să facem altceva, deci n-am... Deși avea succes. Da. Am avut clienți fidei care au zis, bă, da, asta este, aveți încredere în noi, că dacă v-a plăcut chestia aia, ce facem acum, o să vă placă. Deci mergem pe chestia asta, adică e important să nu te plafonezi într-un singur produs. Da, sunt produse care probabil nu o să le scoatem niciodată, supa de usturoi, care e extraordinar de bună și e foarte bine cotată. Samosele, care iarăși probabil că nu o să le scoatem niciodată. Sunt câteva chestii care, da, rămân acolo, dar în principiu jonglăm destul de mult. Și iarăși ce am făcut anul trecut, nu-i mult să-i se regăsească anul ăsta. Se poate. Da? Depinde foarte mult de inspirația noastră, de ce mai vedem, de... Că și lumea asta se schimbă extraordinar de mult. Și dacă stai și te uiți și ești conectat cu ce se întâmplă la nivel mondial și petreci mult timp documentând, o să-ți vină, o să vezi că sunt niște oameni care sunt genii. Există mode? Vorbeai mai devreme de fructele de mare. A trecut moda asta de Sibiu sau...? Nu cred că a trecut, din păcate. Și ce-i trist la chestia cu fructele de mare, că nu sunt proaspete. Adică eu n-aș avea problemă chiar dacă nu e
local, adică nu sunt atât de taliban încât să-mi doresc doar restaurante locale. Uh-huh. E important să ai majoritatea restaurantelor să fie așa. Poți să ai și restaurante cu diverse specificuri, dar mi se pare absurd să mă duc să dau pe o porție de fructe de mare congelate, fructele de mare, ca și o carne foarte calitativă de viteză, uh-huh, așa. Și pierde din proprietăți. Nu, dar nu trebuie tu ca și bucătar să îi faci foarte mult să fie bun. Că e un preparat, e un produs foarte bun. Mm-hmm. Le tragi o țărănunt cu niște pătrunjel și e gata. Dar din moment ce îți decezi congelat, îi au multă apă și pierd din gust. Și sunt așa supraevaluate. Dacă ar fi fructe proaspete, da, atunci prețurile ar sări. Mm-hmm. Te duce și la un restaurant cu fructe de mare proaspete, nu cred că ai dat pe un preparat sub 80-90 de lei, chit că ți-aduce doi creveți atâta. Ți se pare un individ care mănâncă zi de zi la împinge tava și, nu știu, în weekend la Sindicat Gourmet sau la un alt restaurant, ți se pare un tip contradictoriu, nu, ca să zic așa? Adică una o exclude pe alta, nu deloc, dacă mănâncă acolo? Deloc, deloc. Și din păcate și pe partea asta avem prea puține spre deloc restaurante calitative împinge tava. Sau, mă rog, este așa de... Da, avem câteva. Vreo două. Care împinge, care... Da. Bun, prin împinge tava nu înseamnă neapărat că există o tavă care se împinge, da? Genul cantină. Păi, ai la CFR, la fost agenție CFR, ai unul, ai din același lanț. Genul ăla. Nu mă gândeam de ăla, nu. Tu te gândeai la altceva? Da, mă gândesc la restaurant, te duci, mânci o ciorbă de fasole foarte bună, poate o tocană de pipote, poate o mămăliguță cu... Nu te gândești la... În zona Turnișor, în piața Cluj, da. Păi este unul în zona Turnișor. Da, te gândeai? Păi este unul în zona Turnișor, care este peste oricare celelalte din piața Cluj. Serios? Și așa, din punctul meu de vedere. Care? Zic pe nume. Capa. Capa? Da. Chiar fac. Singura mea problemă cu ei este că au niște porții enorme, dar mă rog, e... Mănânci cât poți, adică nu te obligă. Da, am făcut greșeala să cer o ciorbă. Ție îți place ciorba de burtă? Nu. Nu? Deci pentru mine există ciorba de afumătură cu tarhon și cu cartofi, care este Dumnezeu pe pământ. Vreau să-ți spun clasica întrebare, unde e cea mai bună ciorbă de burtă din Sibiu? Nu știu. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Adică tot ce gătesc eu de legendă. Ok, deci nu e greșit să mănânc și acolo, nu, și acolo? Nu, deloc. Și acolo, nici ciorbă de burtă nu e, că mie nu-mi place. Nu e pe... Asta mi-a... Deci, problema să fie... Nu sunt gătite cum trebuie și astea, adică ca lumea. M-am dus în anumite restaurante să mănânc o ciorbă de fasole sau o ciorbă de tarhon cu cartofi și afumătură și era o afumătură de aia, ori nici măcar afumătură, un Kaiser de la obosit din supermarket, care e mai mult apă și injectat cu fum. Uh-huh. Și în multe alte te duci și mânci cârnați pe grătar, care sunt niște cârnați de aia mega pompați. Pentru că se duce și vede în supermarket cârnatul e, nu știu, 7, 8, 10, 15 lei kilogramul, dacă te duci să iei niște cârnați buni, 30, 40 de lei, că asta este. Calitatea cărnii, alt preț carne, alte toate lucrurile, dar... Există ceva în bucătărie ce, dacă ai făcut prost, îmi poate afecta sănătatea? Nu cumpărat, gata, expirat, materia primă sau ceva, nu, ceva ce... Fructele de mare sunt una dintre ele, da, puiul... Foarte pretențios. Da. Fructele de mare care, iarăși, chiar, dacă nu sunt proaspete și... Astea congelate nu e chiar așa problematică, nu mai e nimic în ele. Puiul, dacă nu-i gătit bine, ouăle, care vine partea de manipulare. Uh-huh. Se vorbește și în parte se și confirmă că în centrul Sibiului va veni McDonald's, adică e aproape sigur, dar și KFC, chiar în Piața Mare. Cum vezi? Așa e peste tot, nu? Da. Crezi că va altera... Va altera mirosul. Nu numai. Și modul de a mânca al sibienilor și al turiștilor, până la urmă. Poate mulți vor prefera să meargă la un KFC pe care îl cunosc, decât să încerce o mâncare locală și să nu știe dacă îi va plăcea sau nu. Cred că majoritatea celor care vor prefera KFC-ul... N-ai cum să-i scoți de acolo. Da. Slabe șanse să își dorească să vină, să aleagă, să aibă de ales între un local de tip fast food și un local unde... Deci cel mai probabil e tot așa ceva în genul ar fi ales, chiar dacă nu era McDonald's sau KFC în zonă, tot ceva din zona aia găseau. Da. Bună oară Subway-ul, care e...
E deja în centru de ceva vreme. Iarăși, că au venit, ăștia cu cafeaua, scapă numele. Starbucks-ul. Uh-huh. Nu cred că a afectat foarte mult cafenelele, cele care fac chestii uh-huh. deosebite. Uh-huh. Nu cred că pe cei de la Arhivă, de la Sibio sau de la Nod sau, mai știu cum, sunt câteva cafenele care fac lucruri faine, i-a afectat. Probabil că în primele zile s-o simți, că e o chestie de curiozitate. Da. Dar nu cred că pe termen mediu și lung îi afectează foarte mult. Când e următoarea schimbare de meniu la voi? Teoretic, așa, după ce te gândești? Cam într-o lună jumate. Și ce ar aduce, dacă e să te gândești de acum, ce ar aduce nou? Păi clar, o să iasă toate buruienile astea de primăvară, urzici, leurdă, lobodă, ștevie. Le-am găsit ce? În supe? În... Avem salate, avem supe, avem pestouri pentru paste, avem... Și o să... Folosim probabil foarte multe ciuperci sălbatice, adică sigur, dar asta o să depindă de... Uh-huh. De cât plouă. Da, de cât cum și nici prea mult, nici prea puțin. Nici... De unde luați ciuperci? Din piață, din... Da. Aveți culegători? Da, avem locuri. Îi găsiți voi pe ei sau ei vă găsesc pe voi? Tocmai existând renumele ăsta că voi cumpărați la locali. Nu, deocamdată noi îi găsim. Adică sunt care vin... Sunt și câțiva care vin spre noi, care au venit spre noi uh-huh. și am mers și noi în căutare. Deci chestia asta trebuie să fie cumva, adică nu poți să aștepți să-ți vină. Uh-huh. Până nu-i cauți. Da, trebuie să și cauți. Vin și alții. Nu știi niciodată ce surprize poți avea. Vreau să te întreb, nu știu, birocratic, cât de greu e, de exemplu, să bagi în meniu ciupercile culese din pădure? Sunt. Juridic, zici. Da. Păi dacă ți iei câteva probe și da. Partea mergi tu cu probele la direcția se merge, se păstrezi din ce faci probe 48 de ore. Dacă se întâmplă ceva, se poate să vină, să spui, da, uite, asta a fost. Dar e un risc, nu? E un oarecare risc, care ți-l asumi. Pentru că dacă te duci la metro și ai lua ciuperci gata, înghețate de un an, nu ai avea nevoie de toată munca care asta. Majoritatea sunt tot românești. Știi că cele mai multe trufe italiene și franceze sunt românești, sunt din Transilvania. Bună. Și toate ciupercile, păstea, cribii, porcinii sau cum vreți să spuneți, majoritatea sunt din Transilvania luate. Dacă te duci vara la o bârșă alături și pe acolo, prinde tiruri de Italia care încarcă ciupercile la prețuri de, nu știu, 2-3 lei și pe urmă kilogramul și te duci în metro. Și ei ciuperci italienești, care de fapt sunt alea, la 100 și ceva de lei kilogramul. Măcar dar avea gustul ăla. Nu, că le găsești proaspete. Dar la 100 și ceva de lei kilo, 140, 150, 200. Ce te-a determinat pe tine să faci chestia asta? Adică de ce nu un statut de simplu angajat undeva care, cum să spun, cred că te-ar fi scutit și de investiții destul de importante într-un local? Cred că asta ține de fiecare, nu știu, n-aș... Chit că sunt destul de des în momentele în care regret și zic îmi bag picioarele, dar cred că ține de cum e fiecare făcut. Și nu, adică îmi place să fac lucruri, să fiu implicat în multe chestii, să crez. Nu, dar nu te afectează să... Ba da. Concediu mai puțin, că trebuie să fii mereu cu ochii pe cratiță, ca să zic așa, pe colegi, pe, mă rog, să... Și cât de mult te tentează să... Te uzează, probabil, în timp. Cât de mult te tentează să pleci din țară? Pentru că ești și activist în teoretic piața cuiet acolo. Da, teoretic mă tentează, practic nu știu ce să zic totul. Deci am avut câteva momente în care am zis, dacă acum mi se propune să închid, închid și plec. Și am restaurat împreună cu un asociat și eu venit și mi-a zis, bă, da, dacă nu mai poți și nu merge și așa, n-are sens să... Uh-huh. Asta este, nicio problemă și asta, și am zis, bă, acum o jumătate de oră am zis că dacă îmi spui chestia asta, nu clipezi din ochi și zic, gata. Nu știu, puteți seama, aproape 5 ani de muncă de când am început povestea asta. O să renunți din ce în ce mai greu, dacă va fi cazul să renunți. Da, sau poate nu neapărat, poate poți să faci pași în lateral, diverse alte... Din momentul ăsta în care sunteți cine sunteți ca vizibilitate, mai contează locația, așezarea ei? De la început, pentru noi locația, adică din stat. Putea fi mult mai simplu, asta încerc să spun, dacă... Sau mult mai complicat. N-am fi ajuns aici, probabil.
că nu vă permiteați. Cu o locație mult mai poș. Că nu vă permitea să o țineți, sau? Da, uh-huh. Da. Sau trebuia să faci rabat de la calitate. Compromisuri. Nu, mai e o chestie care ai fost la noi. Deci din piața mică până la sindicat faci un minut. Uh-huh. De la sindicat până în piața mică faci două minute. Că trebuie să urci scările din piața orarilor. Deci când spun unora care nu sunt sibieni, că nu sunt în centru, se uită la mine și care, cum nu ești în centru? Că ești aici, te-ai împiedicat să ai ajuns. E vorba de vadul comercial, practic. Și de mentalitatea oamenilor, pentru că la noi centru e doar piața mică, piața mare și Bălcescu. Adică nu... Da, dar asta e și fluxul turiștilor de cele mai multe ori. Păi, da, într-adevăr, mai vezi câteva zeci de fotografi japonezi pe 9 mai, dar destul de... Da, pentru asta există și ghidurile, într-un fel, fiindcă, voilà, nici Max, că era pomenit în... Da, dar nici el nu e în centru. Nici Max nu e în centru, da. Adică... Da, deci, acum... Asta, aici cred că trebuie să vină din mai multe părți extinderea spațiului turistic și vadului comercial. Pentru mai multe părți înseamnă și autoritățile. Da, care, mă rog, cu diverse măsuri, nu trebuie să investească. Adică să vină, să nu știu ce să facă, să creeze, dar să ajute. Măcar la renovarea fațadelor. Poate să facă pietonale mai multe astea. Da, mă rog, astea... Sunt chestii care sunt dovedite peste tot în lume, că pietonalele cresc. Ce te vezi făcând peste 10 ani? Nu știu. Bucătărie sau nu? În principiu tot bucătărie, dar probabil nu la nivelul de a lucra zi de zi în bucătărie service. Uh-huh. Mi-ar place să... Studiezi un pic, să da, să încerci. Merg să caut mai mult, să... E o chestie care e așa cumva uitată și... Dar... Îmi place foarte mult mâncarea românească, dar mă disperă să intru într-un restaurant tradițional să văd ospătari îmbrăcați în costum național. Mă rog, pseudo-național, că nici ăla... Cu ce și el acum, da. Da, cu ce... E o încropeală. Și obicei, pentru că și mâncarea e tot așa, o încropeală. Nu-i... Dar dacă te-ar ruga cineva, recte eu în cazul ăsta, să spui un produs realmente românesc, ce ți-ar veni în minte instant? Ciorbele. Aproape orice ciorbă. Deci care sunt mușdeiul, cum îl facem noi așa, de se sterpezezi dinții și zbubuie ficatul. Mai ales aici, în zona noastră. Da, și ciorbele, cred că la varietatea care o avem, nu cred că mai există altă țară să aibă atâtea ciorbe și în felul în care le facem noi. Prin la străini? Da. Da, și sunt... De obicei există chestia asta, vai, atât de gras, vai, atât de nu știu ce. Acum nu mai faci și tu ciorba că să aibă două dește de de grăsime deasupra. Cum ziceam, le aduci puțin, nu mai pui nici tu străinului, chiar dacă faci o ciorbă extraordinară, îi pui un bol să se sature dintr-o ciorbă. Ghidul despre care am vorbit în deschidere are valori de genul ăsta? Adică are ediții anuale? La anul vor face același lucru? Asta, și va fi în, ce știi? În octombrie, cred că, următoarea evaluare. Și okay, va, deci ei din octombrie o să fie în fiecare toamnă. Uh-huh. Anul ăsta o să fie două, că au venit în toamnă. Mă rog, nu știu exact cum. Okay, deci teoretic în 2019 va fi o altă ediție. Nu, în 2018 în toamnă, în octombrie, noiembrie. Evaluarea și apariția în ghid tot atunci. Tot atunci. Okay. Nu, deci ei continuă evaluările. Deci e interesant de văzut dacă rămâi sau ieși. Da. Așteptăm să vedem. Mulțumesc, Ioan Bebeșilea, pentru prezență. Atât pentru moment la Turnul Sfatului. Pe curând! În anul 2017 a crescut suprafața de fond forestier administrată de Direcția Silvică Sibiu cu peste 2100 de hectare prin preluarea pădurilor comunei Cârțișoara, precum și a pădurilor comunelor Viștea, Voila și Ucea din județul Brașov. Specialiștii silvicultori de la Sibiu au primit astfel încă o recunoaștere de bune practici. Direcția Silvică Sibiu, partener nu stăpân al naturii.